Bună ziua, dragi elevi, și vă spun bun venit la cea de-a cincea lecție de fizică, unde vom studia fluxul magnetic, inducția electromagnetică și legea lui Faraday. Astăzi, la sfârșitul lecției, dumneavoastră veți putea defini corect noțiunea de flux magnetic, să descrieți corect fenomenul de inducție electromagnetică, să aplicați cunoștințele la utilizarea regulii lui Lenz. Să parcurgem la studierea timp. Fie că avem o suprafață plană de arie S situată într-un câmp magnetic omogen. Cunoaștem că câmpul magnetic se reprezintă prin liniile de câmp. Astfel, suprafața noastră plană este străbătută de un număr finit de linii. În cazul dacă rotim suprafața noastră, observăm că numărul de linii magnetice ce intersectează suprafața depinde de poziția acestei. Mărimea fizică ce caracterizează această variație se numește flux magnetic. Fluxul magnetic este o mărime fizică egală cu produsul dintre modulul vectorului inducției magnetice și area proiecției suprafeței cercetate. Formula de calcul a fluxului magnetic pentru unghiul alfa egal cu 90 de grade este egală cu produsul dintre B și S. Pentru unghi cuprins între 0 și 90 de grade, fluxul magnetic egal cu produsul dintre BS cosinus alfa. Și pentru o bobină cu N spire, fluxul magnetic este egal cu NBS cosinus alfa. Fie că avem o bobină, galvanometru și un magnet. La introducerea magnetului în bobină, observăm că acul indicator se abate. Dacă magnetul rămâne în interiorul bobinei, atunci acul rămâne la nivelul 0. Când extragem magnetul din bobină, acul se abate în partea opusă. Abaterea acului ne vorbește despre apariția curentului electric, care are sens opus liniilor de câmp magnetic ce îl creează. Am observat noi. Pentru obținerea curentului în circuitul bobinii, este necesară existența unui câmp magnetic variabil. Acest curent se numește curent de inducție sau curentul inductiv. Curentul de inducție ia naștere doar în cazul mișcării relative a magnetului și a bobinei. Fenomenul de generare a curentului electric cu ajutorul câmpului magnetic se numește inducție electromagnetică. Din figură se poate observa că vectorul inducției magnetice a câmpului magnetic al magnetului permanent este direcționat în jos, iar vectorul inducției magnetice al curentului electric de inducție care apare este orientat în sus, deoarece liniile inducției magnetice ale câmpului bobinii iese din polul nord. Asta înseamnă că în acest caz, cu o creștere a fluxului magnetic care pătrunde în bobină, în ea apare curent de inducție, astfel încât câmpul său magnetic este îndreptat către câmpul magnetic ce generează acest curent. Deci, avem doi magneți cu aceleași poli. Se știe că polii cu același nume se resping. Acest lucru duce la faptul că, în acest caz, magnetul permanent va fi întotdeauna respins de bobină. Dacă extragem magnetul din bobină, atunci la polul cel mai apropiat, va exista un pol magnetic opus polului magnetului permanent. Se dovedește că din nou câmpul magnetic al curentului de inducție va împiedica modificarea câmpului magnetic care generează acest curent de inducție. Deci, există doi magneți care se confruntă unul cu celălalt cu polii opuși. Și se știe că polii diferiți sunt atrași, ceea ce duce la faptul că magnetul permanent, în acest caz, va fi întotdeauna atras de bobină.
La fel se va întâmpla dacă schimbăm polul magnetului. Nord cu sud. Astfel, putem formula regula lui Lenz. Curentul de inducție are un astfel de sens încât fluxul magnetic indus se opune variației fluxului magnetic inductor. Apariția curentului de inducție într-un circuit închis, ca și a oricărui alt curent, este determinată de prezența în acest circuit a unei tensiuni electromotoare. Tensiunea electromotoare de inducție într-un circuit închis este egală cu viteza de variație a fluxului magnetic prin suprafața mărginită de acest circuit, luată cu semnul opus, și este egală cu minus delta F supra lui delta T. Raportul delta F către delta T din această relație arată cât de repede variază fluxul magnetic și este numit viteză de variație a fluxului magnetic. Iar semnul minus corespunde regulii lui Lenz. Să analizăm exemplu. Determinați direcția vectorului B al câmpului magnetic extern, noi cunoaștem că liniile de câmp iese din polul nord și intră în polul sud. Determinați cum se schimbă fluxul magnetic prin suprafața delimitată de contur. La introducerea magnetului în inel, fluxul magnetic se mărește, iar la extragerea acestuia, fluxul magnetic se micșorează. Variația fluxului magnetic printr-un circuit închis conduce la apariția unui câmp electric cu linii închise, adică turbionat. Din legea lui Faraday avem că fluxul magnetic este egal cu produsul dintre tensiunea electromotoare de inducție înmulțit cu perioada de timp în care are loc această variație. În sistem internațional, unitatea de măsură a fluxului magnetic este 1 volt înmulțit cu o secundă. Folosind regula burghiului de dreapta, determinați direcția curentului de inducție. Fie că avem un magnet care dorim să-l introducem în interiorul unui inel. Noi cunoaștem că liniile de câmp magnetic iese din polul nord și intră în polul sud. Datorită faptului dat, în inel apare un câmp magnetic de inducție, sensul căreia este orientat în sens opus liniilor de câmp magnetic creat de magnet. Conform regulii burghiului de dreapta, sensul curentului electric de inducție va fi orientat vertical în jos, deoarece sensul de înaintare a burghiului este indicat de sensul câmpului magnetic al inelului. Ce concluzii putem face noi? Direcția curentului de inducție depinde de modul de introducere a magnetului în contur și de faptul magnetul este introdus sau extras din bobină. În jurul sarcinilor în mișcare există câmp magnetic. În jurul curentului de inducție trebuie să existe câmp magnetic care va interacționa cu câmpul magnetic al magnetului. Deoarece direcția curentului este diferită, atunci interacțiunea câmpului curentului de inducție cu câmpul unui magnet permanent trebuie să fie diferită în următoarele cazuri: la apropierea și îndepărtarea magnetului și la schimbarea polilor nord și sud. Vă rog să încercați să răspundeți la următoarele întrebări. În ce constă fenomenul inducției electromagnetice? Fenomenul inducției electromagnetice reprezintă fenomenul de generare a curentului electric cu ajutorul câmpului magnetic. Ce se numește flux magnetic și care este unitatea lui în sistem internațional? Fluxul magnetic se notează prin Φ și este o mărime fizică egală cu produsul dintre modulul vectorului inducției magnetice B
și area proiecției S a suprafeței cercetate pe planul perpendicular vectorului inducției magnetice. Unitatea de măsură a fluxului magnetic în si este numită Weber. Formulați regula lui Lenz, care este modul de aplicare a acestei reguli. Curentul de inducție are un astfel de sens încât fluxul magnetic indus se opune variației fluxului magnetic inductor. Modul de aplicare a acestei reguli este regula mânii drepte sau regula burghiului de dreapta. Enunțați legea inducției electromagnetice, care este expresia matematică a acestei. Tensiunea electromotoare de inducție, TEM, prescurtat, este cu atât mai mare cu cât fluxul magnetic care străbate circuitul închis variază mai rapid. Dacă în intervalul de timp delta T fluxul magnetic se modifică cu delta T, atunci tensiunea electromotoare de inducție va fi egală cu raportul dintre aceste două mari, delta T către delta T, luată cu semnul minus. Sper că ați reușit să răspundeți la toate întrebările și le-ați verificat și au fost într-adevăr corecte. Acum doresc să vă mulțumesc mult pentru atenție, să vă urez o zi bună și să vă spun la revedere!